Suntem la Vitis Metamorphosis, îl vedeți în imagini pe domnul Fiorenzo Rista, enologul companiei. Tocmai pune niște vin dintr-una dintre budanele din crama Vitis Metamorphosis. Un, ce e asta? O fetească neagră ecologică. Fetească neagră. Cât o să stea vinul ăsta, cât îl țineți în budană? În budană acest vin va sta minim 8 luni. Minim 8 luni. Apoi depinde de cum evoluează în budana respectivă. Și decideți ce faceți cu el în funcție de după degustare? După degustare în acest vin? Da. Va trece cumva într-un butoi, într-un baric? Sau... Acest vin, mare parte, va fi învechit în budană de lemn și o parte mai mică, importantă mai mică, va fi învechit și în budană de lemn, de lemn mic, în baric. Pentru că fetasca neagră e un sucar românesc. După, în presiune, după degustarele mele, cunoscând bine structura acest sur, pentru că vinific din 98, se pretează mai bine la învechire în lemn de dimensiuni mare. Nu-i place baric? Cu lemnul din baric. Pentru că lemnul de la baric, fiind o față mai mică de contat, dar în procent e un contat mai mare, lemnul acoperă un pic aroma, buche a fetasca neagră. Și, în schimb, lemnul mare prezervează mai bine aroma primară de fetasca, de fructe, de pădure și de condimente. Ați vorbit de aromă și buchet. Care e diferența dintre aromă și buchet? Da, bine, în afară de faptul că buchet e un cuvânt franțuzesc, da. Sunt aproape similare. În mod normal, în România, când unul vorbește de aroma, se referă un pic la un vin mai tânăr, un vin neînvechit. Și buche la un vin învechit, ori în baric, ori în lemn mare, care a stat deja mult timp în lemn și atunci are un buche un pic mai elegant ca termen. Dar, în general, aroma și buchet se poate spune sunt și sinonim. Putem să zicem că aroma se referă în general la vin, în sensul e un ansamblu între senzația olfativă și gustativă. În schimb, buchet, cum zic francez, se referă numai la senzația olfativă. Adică nu se simte vin. Da. Spuneți-ne cum deosebim, chiar am vorbit de chestia asta, am spus mai devreme, de aromă, de buchet, de senzații și vizuale și olfactive. Cum deosebim un vin adevărat de pușirca pe care o vedem atât de des prin magazine? Da. Eu rețin că un vin de calitate și adevărat, cum zicem, fiind toate vinurile care sunt în magazine au o etichetă pe sticlă, noi, producătorii, trebuie să avem grijă de a servi bine consumatorul final. În practică, pentru mine, calitate, prima definiție de un vin de calitate este respectat consumatorul. În ce sens? Ce scriu pe etichetta la vinuri noastre de Metamorfosi, efectiv consumatorul regăsește în sticlaia. Dacă scriu fetasca neagră ecologic 2013, omul, persoana, consumatorul, va bea o fetasca neagră ecologic 2013 vinificată din struguri din plantațiile noastre certificate ecologice. Asta e primul aspect care definește un vin de calitate. În rest, calitate porneste, după mine, pentru un vin, orice vin, să fie o fetasca, un cabernet, un merlot sau albe, de la materia prima, de la struc. Pentru acest fapt, noi deținem și o suprafață de 100 hectare de viță de vie, din care 70 au fost replantat în anii trecut. Restul urmează să fie plantat în viitor, din 2015, cred că vom începe replantare. Bine, toate strugurii, toate vinurile noastre sunt făcute cu strugurii noștri. Și atunci prima treabă pentru calitate e munca în vie. Dacă eu aduc în cramă niște ciorchini, niște struguri perfect sănătoase, fără probleme de mucegai, și în plus reglam produsele de plantă în funcție de cum e anul, pentru că e logic că fiecare an de recolta e diferită. Ploile sunt diverse, iarna e diferită, clima se schimbă di an in an.
Și atunci, noi, în funcție de cum merge andamentul climatic, avem sarcina să aducem în final, în ottobre, settembre-ottobre, struguri, plantații de la produsă de struguri ottimala, în echilibru între cantitatea și calitatea. Sunt ani, cum a fost anul acesta, în care s-a avut și o producție mare, mare în sensul de 8 tone pe hectar maxim, dar și de o calitate foarte bună. Alți ani, pentru o ține calitate bună, trebuie să se reduc la 5 tone, exemplu. Depinde cum e sezonul. Dar să rispettavi in plin plante ci plantate, ma se duce in qua struguri sanatori. Cioè, poi in crama, non avendo che se rispettavi, ci si è fatto in via. Resto si faccia poi prin invecchire, prin degustare, prin marire, prin tutte tecnologie normali di munca in crama. Și c'è importante poi che viene in crama, ci verificasse se pur non invecchire, e non lo uno deve essere seguito da ieri. Non è che io pure una cervina in questa butoia, salvo in alto, salvo in barico, cioè poi con la pusta, la salvo l'uno in chiesa e non mai muovi la ieri. No, settimanale deve degustare, deve verificare da capodane sul pline, se vede ci da quello che avviene, si dice là, la sus, care, se vede poi dice la care indica il livello di budane, che budane sul pline, per evitare o suprafața mare de vin în contactul cu aer, în care provoacă fenomene de creștere a acidității volatile, care sunt parametri care nu sunt dorite într-un vin de calitate. La fel, baric sunt închise cu dopo, trebuie deschis settimanal dopo acesta și tot ceilalt, și apoi se verifică nivelul. Când lipsă un pic, cu același vin se face plin de nou până la nivel. Obligatorio, dacă nu, spațiul ăsta de aer care rămâne așa, poate să, nu zic că strică vinul, dar nu e bine să fie. Se mereu pline pe pline. Și degustate, în mod să se vede evoluția. Dacă nu simte apoi un miros de... Cum intram în discuție un pic mai tehnic, un miros neplăcut, o chestie care stie în urmă, nu sunt bine, se face un pritof, un travaglio, adică se transvase, se scoate vin din budana certa și se mute în altă budană uguală, bineînțeles, tot de acelea dimensiuni, în mod de a avea vinde nouă introspeție. Și se elimina aceste miroase de plăcute care se formează în timpul invechirii. Vin e un element chimic, e un aliment dar e chimica. Composit mare parte a vinului e apa. No. 14%, 13%, 12% che è alcol, il resto sono sostanze coloranti, tannini, situate componenti asta chimiche, care in tempo invecchire in due mare o in baric, continua a secolare, se le haga con ossigeno, se le haga con tutte componenti all'interior vino lui, si schimba. Non si dice sì, dar di luna non schimba. Se tu trebuie normalita aceste schimbare. Și când vin, în funcție de fiecare firmă, noi decid eu, insomma, când te rețin că vine pregătit, cioè e suficient timpul de permanență în butoi sau în budan, atunci se pregăteste cu mica clarificare finală pentru a limpizi perfect vinul, se pregăteste pentru a fi imbuteliat și pus în sticlă. Alte artifici nu sunt, este foarte simplu. Important e numai strugurile bune și să le urmărească bine în timpul de verificare primară. Și da. Degustarea? Ce ne spuneți? Tot aveți niște fetească de asta crudă în pahar? Bineînțeles că se face degustare, asta e valabil pentru orice consumator. În practică, întâi, persoana care se degustă un vin trebuie să uite la aspectul vinului, la parte vizivă, ochi. Adică culoare, cum e, intensitate, culoare, tonalitate, adică mai spre roșu, mai spre mov, asta e aproape albastru, come cercare in chir. A fost foarte colorată în acesta, și apoi la limpiditate, dacă e limpede și eventual unul se poate ajuta cu o flacără, cu lumânare, cu ceva, pentru a vedea cum e limpiditatea vinului. Apoi se poate observa pe par, nu știu cum se le prinde, aceste arcuri care se formează după că uno agita parul, lacrime astea le chiam eu, da? Așa. Asta indică un conținut foarte mare în glicerină. Glicerină e un component care se formează, e un alcool în pratică, glicerol, care se formează în timpul fermentare și mai mult arculețe din asta de glicerol se formează pe par, mai mult se spune că vin are o tenere alcoolică mai ridicată, dar și o bogăție, o plinitudine, è un vin completo, ma se non ha mai alcol, era tutto il resto del componente. A poi, dopo esame visivo,
se trece l'esame olfattivo. L'esame olfattivo, se in questo momento uno deve se mirare a vino, si apprezzare aroma, bouquet, no? In funzione di cosa disputare in aite. Sì, in primo luogo uno apprezza con sinte, se può sentire mai molte note di frutta o mai molte note di lemme, la finlande, note di lemme nel senso che sente vaniglia, sente cioccolato, sente caffè, se può sentire. Sì, poi dopo che si sente queste note da dorita frutto della struttura del pornier plus lemme, no? Se mai sente si parte dei condimenti, piper si lasciamo da parte. Ci benedizzeresti io che degusto un vino, il degusto mi vuole impudere professionale, nel senso che in primo rang ha presente a generare defette, un aroma né corrispondatore né placuto, in questo caso non si dice un aroma né corrispondatore, se vino possa stare mai stare a circolare la cesta. Dopo c'è, si trece l'esame gustativo. Ah, come la mingizzita che non pagasse qui, faccia svino. Dal credo gusto da vino è osservato, uno pone vino in gura, si dovrebbe se la stiva si assorba un po' di aria, per aria facciamo sgomotare, per aria ossigeno, aria, tenete conto che vino a cesta, in Budana a cesta, in verde c'è ottobre, se non lo si, entra un medio in chis, fare a contatto con aria, non ci fare a contatto con ossigeno. Si orice vin când unul de gust se așe un pic de aer care exaltează aroma și sapiditatea și gustul la vinul. Atunci și când la ingura, unul se încalzește, de gura avem o temperatură mai caldă decât vinul. Doi, cu aer, se apreciază mai bine senzația gustativă. Și în momentul de gustare trebuie să se trei zone diferite a gurii, în practică primul impact, prima senzație, apoi mijloc și apoi finalul. Final. Și la primul impact uno poate apreciază senzația de vin dacă e mai puțin astringent, dacă nu leagă gura, dacă taninii sunt foarte gatifelat, cum e în cazul de vin acesta. În mijloc uno apreciază plinitudine, corpulența, structura vinului, da? Și în final cum lasă gura, lasă gura cu un retrogusto foarte plăcut, mai puțin spre amar, mai bine spre dulce, chiar dacă vine sec, pentru că oricum un vin foarte alcoolic și cu glicerina asta mare, glicerolul în alcool cu senzația de dulce. Cu ce cu ce mâncare ați bea vinul ăsta? Cu ce? Cu ce fel de mâncare ați bea vinul ăsta? Acest vin, fetația neagră, se pătează mai bine, bineînțeles, cu felul 2 a mâncare, deci cu carne, să zicem, dar fetească neagră, neavând o structură tannică importantă, ca un cabernet, exemplu, se poate îmbina și la niște gustar înainte, pe baza de mezeluri, cu brânzeturi, exemplu. E un vin, pare mea, fetească neagră, care se poate adapta la orice fel de mâncare. Cum nu zic peste, dar cu orice fel de mâncare. Și la un platar de peste poți să mergi și un par de fetească neagră. Spuneți-mi, sunteți de mult timp în România, ce vinuri românești vă plac? Nu vorbesc de soiurile aduse, ci adică la cele... soiurile autohtone. La soiurile autohtone, da. România e o țară în care venim din coa din 98 și umblând un pic și din toate zonele, am ajuns și până la Cotnari. Am descoperit mulți soiuri autohtone care sunt interesante. În mare parte sunt soiuri albe, adică fetasca albă, fetasca regală, tamiașa românească, e un soiul eccezionale, cu mine, grasa de Cotnari, exemplu, Francușa, e alt soiul, Șalba, venind jos în Franța, Crempușia, mergând din Olt, în Oltenia. Există un moment al zilei favorit pentru a bea un anumit tip de vin? Un moment al zilei pentru a bea... da, pentru mine tot timpul, dimineața până seara. Exemplu, așa în România, eu știu că românul obișnuit să facă un micul dejun bogat, mai ales în zone rurale, da? Și atunci acolo se plătează un par de vin. Dar în mod normal, la oraș, unde lume face un micul dejun mai rapid, mai europeu, acum, mai așa, cu cafea și placă, atunci, în momentul potrivit, poți să fii la prânz, exemplu, dar mai ales seara cină. Sau, cum se practică și în restul de Europa, înainte de masă de prânz, dacă nu are timp, asta un weekend eventualmente, merge la un aperitiv. Adică, când merge, înainte să facă masă de prânz, deschide o sticlă de vin alb, un rosé,
exemplu, se poate servi un aperitiv, un bar de vin înainte se deschide la poftă. Și pune deoparte bisuică sau vicinare, o bisuință în România. Dar un alt moment important pentru mine, exemplu, eu acasă fac așa, când vin niște prieteni în vizită, nu neapărat la cina, și după când așa ne întâlnim, la vorba, la un televizor, eu îmi ofer un whisky, un cognac, o băutură din asta spiritoasă, prefer deschid o sticlă de vin roșu, normal, un pic în pechit, poate fi un cabernet, și o fetească neagră, în cazul acesta mai merge mai bine un merlot, un cabernet, o schidă de vin roșu și ne servi un par de vin roșu, stand de vorba la un film, la discuțiile. Un par de vin roșu va servi și în afara timpul mesei, mai ales asta e ideea mea.